De ziua mondială fără tutun, elevii de la școala post-liceală sanitară Grigore Ghica Vodă din Iași au susținut cu succes o serie de prezentări informative despre pericolul fumatului. Prin acest demers, tinerii și-au propus să aducă în atenție riscurile fumatului și să promoveze un stil de viață sănătos. De asemenea, fumatul de țigară poate determina o infecție, ce duce la atenția. Am participat și anul trecut la această activitate. Ne-am dorit ca prin aceste activități să transmitem mesajul fumătorilor de a se gândi măcar la oportunitatea de a se lăsa de fumat. Astăzi, pentru această activitate, pentru non-fumat, am făcut ca exemplu ce efecte poate avea fumatul în timpul sarcinii. Iar astăzi o să vorbim despre și noi ca bărbați avem un așa zis procent de 34% efect asupra fumatului în timpul sarcinii pentru soțiile sau femeile noastre. La eveniment au participat și un psihoterapeut care le-a vorbit elevilor despre obiceiul de a fuma, cum apare și ce trebuie să schimbe în viața lor pentru a renunța la acest viciu. E foarte important să vorbim din mai multe perspective despre ce am vorbit eu astăzi, despre perspectiva psihologică, cea emoțională, care de multe ori stă la baza acestui obicei mai puțin dorit în viața noastră, fumatul. Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul unui proiect demarat cu câțiva ani în urmă intitulat Calendarul Evenimentelor Medicale. În acest fel se încearcă antrenarea cadrelor didactice și a elevilor în prezentarea unor materiale informative pe diverse teme medicale. Acest proiect are la bază conștientizarea elevilor, dar și a populației privind efectele negative ale țigării asupra organismului uman. Noi avem numeroase proiecte cu diferite teme ce au la bază terapii farmacologice, non-farmacologice, interacțiuni medicamentoase pe care am să le prezint. Fumatul este un viciu destul de neplăcut și un viciu care creează o dependență extraordinară, mai ales simplu fapt pentru că afectează nivelul de dopamină din creier și știm prea bine că dopamina este hormonul care ne cere mai mult, mai mult și mai mult. În momentul în care noi fumăm, practic simțim o plăcere sau suplinim o plăcere în momentul în care noi nu avem, poate să zicem, alte lucruri din care să ne luăm plăcerea. Fiind o zi dedicată luptei împotriva fumatului, evident că nu puteam decât să profităm de un asemenea eveniment și să organizăm aceste activități la care au achesat, au participat foarte mulți elevi, spre surprinderea noastră, mulți dintre ei am constatat la începutul activității fumători. Școala post-liceală sanitară Grigore Ghica Vodă din Iași este cunoscută pentru educația de calitate pe care o oferă în domeniul sănătății și a devenit un punct de referință pentru elevii pasionați de medicină și asistență medicală.